Începând cu ziua de astăzi, îmi depun mandatul de prim-ministru implicit și al Guvernului României. Până la momentul formării unui nou guvern, în urma discuțiilor între președinte și partidele parlamentare, bineînțeles ne îndeplinim atribuțiile de fiecare zi și imediat ce nou guvern va fi instalat, putem să predăm o situație economică și socială mult mai bună decât cea pe care am preluat-o. Miercuri dimineață, primul ministru al României, Victor Ponta, și-a anunțat public demisia. În urma acestui eveniment, reporterii noștri au luat pulsul orașului, cerând părerea romașcanilor de toate vârstele în legătură cu decizia premierului. Era singurul om care ne dădea la pensionari o speranță. Era un om drept, un om care vroia ridicarea poporului ăsta românesc care atâția ani a suferit. A doua revoluție va fi. Îmi pare foarte rău de el, vă spun sincer. Am o verișoară de-a mea care mi-a dat telefon și plângea la telefon, vă spun sincer. Dacă se face alegeri anticipate și poporul are cuvântul, toți pensionarii vor alege din nou pe el. Care sunt motivele pentru care dumneavoastră regretați demisia premierului? În primul rând, era un om care a ridicat economia. Speram toate întreprinderile astea care au fost desființate, toate să fie puse din nou și tineretul să aibă unii să muncească și să trăim și noi pensionarii pe lângă ei. Că și noi am muncit atâți ani de zile și le-am dat profit. Știu ce să spun, este opțiunea lui, nu putem noi otărâ. Îmi pare bine că în ultima secundă a luat asemenea decizie. Mă bucur pentru asta. Cred că este un om foarte educat, vine dintr-o familie cu o mamă excepțională și cred că influența mamei și a familiei l-a determinat să aibă onoare. Așa cred eu. Nu știu, poate că nu e adevărat, poate sunt alte motive, nu le pot cunoaște, nu pot să mă pronunț. Sincer, nu știu să zic, părerea lui, hotărârea lui. Vezi că protestele din București de aseară, protestele care au participat aproximativ 25 de oameni, au influențat decizia lui? Sincer, cred că da, într-un fel, să zicem. Cred că e ceva bine pentru țară, că nu știu, chiar nu știu. Ce consideri tu că e ceva, un lucru benefic? Până acum nu prea a făcut lucruri care să ajute țara și consider că ar trebui să lase locul pentru cineva care ar putea ajuta țara. Vezi că protestele de aseară din București, la care au participat aproximativ 25.000 de oameni, au influențat cumva decizia lui? Probabil că da, pentru că deodată ce vezi că majoritatea oamenilor nu te susțin, îți dau un motiv în plus de a renunța. Mi se pare ceva bun, sincer. De ce? Care sunt motivele pentru care crezi că e un lucru? Din câte am înțeles, fură, nu știu, mi se pare că oamenii politici din România își petrec majoritatea timpului furând și sunt controlați de alții, de mai sus. Sincer, nu știu, dar Victor Ponta e un mincinos maxim. Mereu fură, niciodată nu ajută poporul și a făcut un lucru bun pentru că și-a dat demisia sau cel puțin a încercat. Și vrem tineret, cum a zis și domnul, care să poată schimba viitorul țării. O parte dintre romașcani sunt revoltați de situația politică și socială din ultima perioadă. Dar să știți că cu asta nu se rezolvă nimic, pentru că perpetuăm așa mereu miniștri, prim-miniștri, niciodată nu o să realizăm nimic. Ar trebui odată să stabilizăm. Eu am o bătrânică, soacră mea de 80 și ceva de ani, o făcut rampa de gunoi înaintea porții, băieți, și i-am spus, bă, fraților, frumos, ne ducem și greblăm noi, facem curățenie, face ea la 84 de ani și aia nici nu vin, stau în birou, ci gestiune. Iau, mă, fraților, ce fac, mă, ăștia aleșii noștri care îi plătim noi și voi? Vreau să reușiți voi. N-am reușit noi. Dumneavoastră, ce părere aveți de faptul că Ponta și-a anunțat demisia în dimineața zilei de azi? O părere bună, domnule, să plece și să schimbi, să vii ideal de voi, tineretul. Vrem tineret. Eu am fugit din țara asta și am trăit așa cum am trăit tinerețea noastră în comun. Știți voi mai bine la părinții voștri. Să nu mai trăiți și voi așa. O zi bună. Și primarul Piedone a părăsit funcția după ce mii de oameni i-au cerut demisia în centrul Bucureștiului. Protestele din țară vor continua și astăzi și în zilele următoare, scopul participanților fiind o adevărată epurare a clasei politice actuale.